Veniturile românilor cresc cu adevărat, nu doar pe hârtie, cu un venit mai mare se pot cumpăra pe bune mai multe lucruri. Asta înseamnă guvernare liberală, putere de cumpărare mai mare pentru toți românii. Adrian Negrescu, bună ziua, spuneam. Bună ziua, da, o declarație foarte interesantă, dar care nu e în calcul realitatea din economie. În economia reală avem aproape 2,5 milioane de români care sunt plătiți cu salarii până în 2000 de lei. 1,7 milioane din ei au salariu minim pe economie. Deci să trecem dincolo de aceste vești statistice, care pe de altă parte spun un lucru foarte interesant față de luna martie. În aprilie salariile au crescut în medie cu 14 lei net. Și, atenție, ca urmare a primelor de pași care s-au dat unde? În sectorul bugetar. Deci, hai să o lăsăm mai ușor cu prosperitatea economică și cu de cum duduie economia, pentru că vedem, apropo de subiectul alocațiilor, care ne arată incapacitatea statului român în a avea grijă de proprii săi copii, care sunt viitorul acestei țări, până la urmă. Bun, de ce nu sunt bani pentru alocații, de fapt? Sau când ne-au mințit? Să ne spună ministrul Buncii. Să ne spună ministrul Muncii că acum o săptămână ne spunea că nu a găsit 2 miliarde de lei pentru a majora alocațiile de la 1 iulie. O chestie absolut incredibilă pentru ce l-am trimis pe acest ministru la Palatul Victoria, dacă nu pentru a avea grijă de protecția socială, pentru că așa se cheamă ministerul, da? Deci să găsim bani pentru copii nu avem, pentru majorarea pensiilor nu sunt, dar în schimb menținem în continuare toate cheltuielile despre care vorbeam inclusiv la dumneavoastră în emisiune, cu salariile foarte mari din companiile de stat, cu beneficii, cu vacanțe de lux, cu tot felul de cheltuieli nesăbuite, care continuă și în acest an 2021, când ne se promitea nu neapărat austeritate, cât o mult mai atentă cheltuire a banului public. Bun, există, ar fi fost vreo soluție pentru mărirea acestor alocații sau au fost doar promisiuni în van din start? Eu cred că au fost promisiuni în van, nu și-au pus în cap să majoreze salariile, alocațiile de la 1 iulie, dovadă că n-au fost prinși în buget acești bani și probabil nici de la 1 ianuarie nu vom vedea o creștere alocațiilor cu 20%, așa cum prevede legea pe care tot ei au votat-o, probabil vor crește numai cu rata inflației. Și acolo e un trick foarte mare, pentru că inflația pe care o calculează Institutul Național de Statistică nu reflectă creșterea prețurilor neapărat din economia românească. O simțim cu toți în buzunar ce înseamnă creșterea prețurilor și vedem că INSE-ul ne povestește de o creștere a prețurilor cu 4% ca medie. Mulțumesc foarte mult, Adrian Negrescu. Ce știm este că se scumpesc din nou și carburanții.